Hai, salutăm, bine v-am găsit într-un nou episod din seria Pau reacționează la... Astăzi reacționăm la poveste horror, tot de aia, în texte, că mi se pare foarte tare conceptul ăsta, e o chestie super șmecheră. Plus că fiind personaje fictive pot să mă iau de ele, știi, să zic mai mult decât poate aș vrea să zic în alte cazuri. Deci hai să începem, văd că avem o poveste horror, Diana, între Diana și Mămuca. Bun, să-i dăm drumul. Ce faci, mami? A scris Diana. Bine, tu? Scrie Mămuca. Păi bine, mă uit la Teledon, la televizor, scrie Diana. La care Mămuca spunea, eu când scap de la muncă ziceam, voi veni să te iau. De unde? De acasă? Ca să, ce, să plecați în oraș sau ce? De ce? Mergeți la cumpărături, este? Păi vreau să mergem până la mall, să... Să stăm și noi ca fetele, tu mergem la shopping, la Zara, la Sephora, la toate astea care ar trebui să plătească reclamă ca să apară în clipul ăsta. De ce le fac reclamă gratuit? Bun, să revenim. Bine, zice Diana, te pupă mama tu. La care Diana zice, da, dar mai vroiam să-ți spun ceva. Ce e mama? La care zice mama, la care ea zice păcui. Puncte de suspensie. Ce e? Ce mă și sperii? Așa. Că mă și sperii. Azi dimineață se pare că cineva m-a fotografiat fără virgulă, fără cratimă. Ce? Cred că visau. Ha? Ce? Stai! Deci, gen, te-a fotografiat și maică-ta zice că ce visau? Visau la ce? Nu voiau să te fotografieze sau ce se întâmplă? Visai. Visai euro. Și eu visez euro, bă, iatule. Dacă ar putea să intre mulți euro așa din reclame de peste tot. Oameni buni, dacă vă place ceea ce fac, vă rog din toată inima mea și din tot sufletul meu, știu că e cerșeală, dezactivați-vă adblock-ul pe canalul ăsta. Vă rog, eu știu că e cerșeală și așa, da? Gen, dacă sunteți și abonați, vă uitați la multe clipuri și aveți adblock și așa, ca să vă mai intru eu câte o reclamă. Chiar dacă vă enervați, nu contează, știți? Să vă mai întrețin și aici, că... E greu, e foarte greu. Revenind. Nu. M-am și pișcat să văd dacă dormeam. Cum să te piști, fată, dacă ești în mijlocul zilei? Mergi pe stradă, te fotografiezi, nu te piști, că nu-ți vine să crezi sau ce? Și la prânz iar îmi făcea E vorba despre un pervers, e un pedofil! Și a scris pe geam să-mi iau la revedere de la cei... frumoși, de la cei dragi. Nu cred! Sună fata la poliție! Sună la poliția YouTube-ului! Poftim! Tu mă iei la mișto! Sau vorbești serios? Că nu e de glumă. Păi normal că nu e de glumă! Nu glumesc! Glumesc! Mama! Ajutor! A venit ăla, a intrat peste ea, a intrat peste ea în casă, acum o răpește. Doamne ferește, ce mai face? Poate vrea să... Știți voi ce fac pedofilii, nu vreau să folosesc cuvântul ăla. Bine, nu știm dacă Diana e minoră, dar cel mai probabil e minoră. Ce s-a întâmplat? E în baie scris cu sânge ora 18:10. Nu cred! Ce se întâmplă la 18:10? Poftim? Întreabă mama îndurerată. Mai sunt 5 minute până o să mori! Ce fac? Pleacă, fată, de acasă! Lasă, abandonează tot! Sau poate îi face tas o farsă. N-ai de unde să știi. Repede sărim la concluzii. Poate are un cățeal în casă. Poate e o cățea, poate e în căduri. Poate e la ciclu cățeaua. Poate a scris... Dar nu, că nu putea cățeaua să scrie. E... Poate are tasul menstruației. Nu poți să știi în lumea asta bolnavă ce se întâmplă, că nu mai știi care cum... Știi? Că nu poți să judeci un om după... Hai să schimbăm. Nu mă duc bine. Nu mă duc bine. Unde mă duc? Încearcă să te duci la Renata și chem poliția. Dar stai! Dacă e un alt criminal și la Renata... Dacă este o bandă de criminali și s-au împărțit fiecare și au dat câte un job din ăsta și au dat câte un rol și sunt la fiecare casă din cartier. Măi! Nu cred! S-au închis Statele Unite ale Americii! Nu cred așa ceva! Păi descuie, că de-aia... Descuie-o, vai, cratima. Păi nu pot! A dispărut cheia. Nu cred, ce fac? Caută cheia, bagă-ți degetele! Rupe ușa din țâțâni! Scoate-o din țâțâni! Stai că vin acasă! Tu ascunde-te sub pat! Da, ascunde-te undeva unde nu te poate găsi! Nu știu, l-a învățat sau undeva? V-ați prins pentru că nu scrie corect? Ce glumă bună, ok. Bine. Mi-e frică. Mi-e frică. Mama! Ce? Ce tot vrei, fată? Nu înțelegi, am înțeles. Ți-e frică e ăla în casă, vrea să te omoare, dar stai un pic, că nu pot așa să plec de la lucru cum vrei tu. Că trebuie să-mi iau învoire, nu zilele de concediu așa cum crezi tu că e așa ușor. S-a auzit un sunet ciudat. E aici. Ce? Fă liniște, fată! Mama! Îi văd bocancii și are un cuțit în bocanci. Asta e ca piesa. Te cunosc după sandale cenușăreasă. Nu știți piesa? Manea, ce-o fi? E păcat, ascultați-o că e drăguță. Ce? Bă, da, voi încă stați la povești? Fată! Femeie, pleacă, fă odată de acolo, lasă textul, sună poliția și du-te acasă ca să... Practic, femeie singură se bată cu un bărbat care are un cut... Ok, nu e chiar cea mai bună variantă, dar trimite poliția acolo. Mamă! A, ajutor! Ajutor! Stai liniștită, fată, stai liniștită, să taci, să nu te cudă. Să nu te cudă. Să nu facă cadă-l cu tine, cum s-ar spune, știi, se îmbrățișează. M-a văzut, te iubesc. Vai, cum e asta? M-a văzut, e clar, m-am dus. Fată, m-am dus să știi că te iubesc. Pa, adio. Te iubesc, ajut. Diana! Diana! Al Ra! Răspunde! Diana! Dian! Dian Cancara! Dian! E rip, s-a dus, Dienuța, s-a dus, așa se termină. Poveste Horror 2. Da, e clar, Diana s-a dus pe apa sâmbetei, mămuca tot la lucru, așa vă trebuie dacă nu chemați niciuna poliția. Nici ea nu făceau nimic. Dar măcar ați fi zis, bă, am încercat. Știi? Adică vorba. Da, dragilor, mulțumesc tare mult că ați urmărit împreună cu mine acest minunat, mirobolant, deosebit și incredibil clip. Eu am fost Paul, nu uitați că am social media în descriere. Dacă vreți să vorbim pe Facebook, Instagram, toate astea, dați click pe ele. Și ne vedem în episodul următor. Nu uitați de abonare, clopoțel. Gata, pa!